Cristu Șapera, antrenorul de la BCMU FC Argeș, a vorbit despre numirea sa ca antrenor secund la echipa națională. Tehnicianul Alviole se declară onorat de acest lucru și anunță că este pregătit să lucreze pe două fronturi, echipa de club și naționala tricoloră. Vreau să spun că pentru mine, ca și român, a fost un vis, atât ca jucător, ulterior și ca antrenor, să ajung la echipa națională. E o mândrie imensă faptul că voi reprezenta Piteștiul acolo. Mă bucură și mai tare. Am vorbit deja cu cei din club, nu va fi niciun fel de problemă în acest sens. Pur și simplu sunt foarte mândru, recunoscător în același timp și foarte dornic să facem treaba.